19 Moteu. Thank you.
Bună ziua și bun găsit, doamnelor și domnilor, suntem pe stadionul Steaua din Bulevardul Ghencea pentru meciul dintre echipa noastră Steaua București și Gloria Buzău, contând pentru etapa a 10-a play-off-ului Ligii a 2-a, ultima din sezonul 2022-2023. În acest moment, Steaua ocupă poziția a 2-a în clasament cu 49 de puncte, în timp ce Gloria Buzău este pe locul 5 cu 42 de puncte și, indiferent de rezultat, va întâlni UTA în barajul pentru accederea în Liga 1. La partidă asistă și lotul echipei Steaua, categoria Under 17, care va juca atât finala Cupei Ligii Elitelor, cât și finala Cupei Elitelor. Hai să cunoaștem componența celor două formații. Începem cu oaspeții. În poartă, cu numărul 99, Denis Rusu, jucător de câmp, cu numărul 80, Răzvan Greu, cu numărul 6, Daniel Vârtej, numărul 4, Camil Victorski, capitanul echipei, numărul 18, Robert Sălceanu, numărul 24, Ișvan Fulop, numărul 23, Dinko Trebotici, numărul 69, Dragoș Lazar, numărul 7, Eduardo Feitoza Sampaio, numărul 11, Andrei Blejdea și numărul 9, Alexandru Boiciuc. Antrenor la Gloria Buzău, Daniel Florea. Și acum să cunoaștem și componența formației noastre, Steaua București. În poartă Horia Iancu, capitanul echipei, jucător de câmp cu numărul 70, Laurențiu Corbu, numărul 4, Dean Beța, numărul 97, Cosmin Ciocoteală, numărul 13, Adrian Ilie, numărul 27, Ștefan Pacionel, numărul 77, David Matei, numărul 19, Stefan Drăghici, numărul 20, Răzvan Florea, numărul 77, Remus Chipirliu și numărul 23, Zvetelin Ciunciucov. Antrenor la Steaua, Daniel Oprița. La centru arbitrează o brigadă condusă de Sorin Vădana din Cluj-Napoca, asistat de Raul Constantin Chiciulescu din Lugoj și Răzvan Claudiu Tudor din Craiova. Rezervă Gheler Felechi din Odorheiul Secuiesc. Delegat de joc Horațiu Stănescu din Craiova, observator de arbitri George Moise din București. Sperăm să avem parte de un spectacol. Ne pregătim pentru lovitura de începere. Echipa Steaua va repune balonul de la centru. În tur la Buzău, oaspeții de azi s-au impus cu 1-0 prin reușita lui Ignacio Lopez în minutul 71. De altfel, Ignacio Lopez este golgheterul Gloriei Buzău în play-off cu 2 reușite, în timp ce Bogdan Chipirliu este cel mai bun marcator al Stelei în această fază a competiției cu 4 goluri. Repunere de la margine. Atacăm pe partea stângă.
jucăm în margine, acum în centru. Am trecut și cu fundașii în jumătatea adversă. Recuperează Gloria Buzău. Alexandru Boiciuc centrează, respinge jucătorii noștri. Foul. Le pun seriștii. Din nou atacăm pe partea stângă. A încercat Remus Chipirliu să deposedeze balonul. Mingea rămâne la Gloria Buzău. Ișvan Fiulop. Trebotici, Victorski, deposedare reușită de Steaua, a trimis mingea în aut, jucătorul nostru, din nou fault pentru Gloria Buzău. Lovitură liberă, se pregătește să execute Andrei Blejdea. Centrare în careul nostru. Respinge foarte bine. Și mingea iese în aut de poartă. Repune Horia Iancu în apropiere. Urcăm în atac. Centrare. Recuperează Steaua mingea. Pasă în adâncime. Ocazie. Zvetelin Ciunciucov a fost aproape. Repune Denis Rusu, portarul Gloriei Buzău. Robert Stălceanu către Camil Victorski și din nou Denis Rusu, care degajează dincolo de centrul terenului. Resping steliștii pentru moment. Mingea se întoarce la jucătorii Gloriei Buzău. Și acum Steaua construiește un nou atac. Lovitură de margine. Repune balonul în joc. Laurențiu Corbu. Mingea ajunge pe partea stângă.
construim. Remus Chipirliu. Ocazie pentru Steaua. Și gol! Svetelin Ciunciucov deschide scorul pentru Steaua în întâlnirea cu Gloria Buzău din minutul 7. Conduce cu 1-0 formația roșie-albastră. O combinație foarte frumoasă din care a rezultat un gol. Stefan Drăghiș. Steaua 1, Gloria Buzău. Mă scuzați, am confundat jucătorul care a înscris, autorul este Stefan Drăghiș. Din nou construim cu fundașii, am ajuns la centru. Ștefan Pacionel. Pasă în diagonală pe partea dreaptă. Centrarea lui Laurențiu Corbu. Fault făcut de autorul golului, Stefan Drăghiș. Repune Ișvan Fulop până la jucătorul cu numărul 69, Dragoș Lazar. Reluăm construcția. Stefan Drăghiș. Chipirliu. Stefan Pacionel. Din nou Drăghiș. Chipirliu. Spre Răzvan Florea. Centrare. Și resping buzoienii în out. Repune pentru Steaua Adrian Ilie. Până la Dean Beța. Centrează până în brațele lui Denis Rusu. Repune scurt către Camil Victorski. Ișvan Fulop pasă înapoi. Angajare. Corner pentru Gloria Buzău. Centrare în careu, resping steliștii și mingea iese în aut de poartă.
Repune Horia Iancu. Degajează dincolo de centrul terenului. Luptă la centru. Minge ajunge la Gloria Buzău. Față periculoasă și apără Horia Iancu. Pleacă steliștii pe contraatac. Stefan Drăghici. Ciunciuc. Bară! Bară Ciunciucov. Ocazie importantă pentru Steaua. Foarte aproape de a duce scorul pe tabelă la 2-0. Tot astăzi, de la aceeași oră, se mai dispută în etapa 10-a a play-off-ului Ligii a doua, partidele Politehnica Iași, Dinamo București și Oțelul Galați, Unirea Dej. Mingea este în posesia jucătorilor steliști. Cosmin Ciocoteală trimite mingea înapoi la Horia Iancu. Ștefan Pacionel. David Matei. Din nou Ștefan Pacionel. Steaua foarte aproape de o nouă ocazie. Of, un luft al lui Răzvan Florea. Din nou Ștefan Pacionel. Ciunciucov cu Chipirliu au încercat un schimb de pase. Au respins buzoienii. Mingea ajunge din nou în posesia jucătorilor roșii-albaștri. Pasă cu călcâiu. David Matei, Ștefan Pacionel. Dean Beța pasă în tușă. Recuperează buzoienii. Din nou Ștefan Pacionel centrează. A încercat o execuție de efect Ciunciucov. Ivan Fulop. Recuperează steliștii prin Răzvan Florea. Trebuie să menționez faptul că formația noastră pregătită de antrenorii Daniel Oprița și Fane Mifitovici este neînvinsă pe stadionul Steaua în acest sezon în play-off. Până la ora acestui joc, Steaua a înregistrat 2 victorii și 2 partide de egalitate. Mai întâi, în etapa de debut în play-off, roșii albaștri au dispus cu 3-0 de Unirea Dej prin reușitele lui Buta, autogol în minutul 42, Zvetelin Ciunciucov în minutul 49 și Atanas Strică în minutul 73.
A doua victorie acasă în play-off a fost înregistrată în fața marii rivali, Dinamo București, 2-0, în etapa a patra, în fața unei asistențe numeroase. Bogdan Chipiliu a marcat o dublă în minutele 19 și 29 și a adus extrem de multă bucurie în sufletele fanilor roșialbaștri. În cele de două meciuri susținute pe teren propriu în play-off, echipa noastră a remizat cu Politehnica Iași, scor 2-2, și Oțelul Galați, scor 1-1. Centrare în care o prinde Denis Rusu. Fault pentru Gloria Buzău. S-a accidentat și jucătorul Stelei. Intră echipa medicală pe teren pentru a-i acorda ajutor. Cosmin Ciocoteală este cel care se resimte. Sperăm să nu fie ceva grav. Mai mulți jucători se interesează de starea jucătorului stelist Cosmin Ciocoteală. Este scos pe brațe pe marginea terenului de către echipa medicală. Se pregătesc bujenii să execute lovitura liberă lângă balon Eduardo Feitosa Sampaio, în apropiere Andrei Blejdea. Se pare că va fi o centrare în careu. Da. Mingea ajunge în brațele lui Horia Iancu, care reține cu siguranță. Din nou Steaua pleacă pe atac. Repurgem din margine pentru roșialbaștri. Adrian Ilie le pune balonul în joc. Mingea ajunge în posesia buzoenilor. Ișvan Fulop a trimis o diagonală interceptată de steliști. Ciunciucov. Pasă spre propriul portar a jucătorului stelist. Horia Iancu trimite în apropiere spre David Matei. Avem o primă schimbare la Steaua București, din păcate nu și-a mai revenit Cosmin Ciocoteală. A intrat cu numărul 6, Mădălin Mihăescu, la echipa Steaua București.
mi-a rupt picioarele. Mingea a ieșit. Repun buzoienii prin jucătorul cu numărul 18, Robert Sălceanu. Alexandru Bociuc. Recuperează steliștii. Andrei Blejdea centrează, nu e nimeni acolo, recuperează foarte ușor Horia Iancu. Din nou un atac al Gloriei Buzău, jucătorul cu numărul 7 înscrie Eduardo Feitosa Sampaio. 1-1 din minutul 23 în întâlnirea Steaua București, Gloria Buzău. Gloria Buzău nu are nicio victorie în deplasare în acest play-off. Dacă Steaua nu a pierdut niciun joc pe teren propriu în acest play-off, oaspeții noștri de azi nu au obținut nicio victorie în deplasare în acest play-off al ligii a doua a sezonului 2022-2023. Elevii pregătiți de antrenorul Adrian Mihalcea au obținut doar 2 puncte în 4 deplasări în acest play-off. În etapa de debut din acest play-off, buzoienii au remizat 1-1 în deplasare cu Dinamo, golul lor fiind marcat de Alexandru Boiciuc în minutul 41. În runda imediat următoare, în Copou, Gloria Buzău a remizat din nou cu același scor 1-1. De această dată, golul oaspeților de azi din Ghence a fost reușit de către Victor Anghelov în minutul 47. Din păcate pentru suporterii săi, Gloria a cedat la limită următoarele două jocuri din deplasare în acest play-off: 0-1 cu Oțelul Galați în etapa a 4-a și 0-1 cu Unirea Dej în etapa a 8-a. De altfel, indiferent de rezultatul meciului de azi de pe stadionul Steaua, Gloria Buzău este calificată pentru barajul de promovare în Liga 1, acolo unde va întâlni în dublă manșă pe UTA Arad. Tragerea la sorți, care va stabili ordinea în care echipele vor fi gazde, va avea loc luni, 22 mai, adică mâine. Meciurile tur se vor disputa pe 27 mai, iar manșele secunde pe 3 iunie. Reia construcția Steaua prin capitanul echipei, portarul Horia Iancu. Out. Nebune de la margine Laurențiu Corbu. Până la Ștefan Trăbici. Adrian Ilie trimite în apropiere. Ștefan Pacionel. Este faultat la centru.
Arbitru îi atrage atenția jucătorului buzoian. Eduardo Feitosa Sampaio. David Matei. David Matei. Ocazie importantă. A fost foarte aproape de a trimite balonul în poartă Svetlin Ciunciucov. Pasă în diagonală spre Andrei Blejdea, mingea iese în aut, repun steliștii. Aut de această dată pentru Gloria Buzău. Robert Solceanu recuperează steliștii. Pentru moment, trimit din nou în afara terenului. Dribbling al lui Dragoș Lazar. Centrare. A depășit careul și steliștii reintră din nou în posesia balonului. Pase la centrul terenului. Mădălin Mihăescu. Dean Beța. Ștefan Drăghici. A încercat Răzvan Chipirliu, șutul a fost oprit de apărătorul buzoian. Laurențiu Corbu pasă înapoi pentru Dean Beța. S-a animat atmosfera pe stadionul Steaua. Lovitură liberă pentru roșii albaștri. Repunere rapidă în apropiere. Răzvan Florea înapoi. Fault la Ștefan Drăghici. Ștefan Pacionel. Ocazie pentru Steaua. Și lovitură de la 11 metri pentru roșii albaștri, obținută de Adrian Ilie.
Foarte frumoasă atmosfera pe stadionul Steaua în această duminică superbă de mai. Și apropo de dată, pentru că este 21 mai, profit de ocazie să urez tuturor sărbătoriților care sărbează onomastica la mulți ani de Sfinții Constantin și Elena. Se pregătește să execute lovitura de la 11 metri. Remus Chipirliu înscrie pentru echipa noastră gol Steaua. 2-1 din minutul 32. Adrian Mihalcea, antrenorul oaspeților, este suspendat și nu stă azi pe bancă. Antrenorul Gloriei Buzău a fost suspendat 2 jocuri după eliminarea din prelungirile partidei cu Oțelul Galați. El lipsind de pe banca oaspeților azi la joc și în prima manșă a barajului de promovare va fi de asemenea suspendat. A fost eliminat în minutul 90+6 al meciului dintre Gloria Buzău și Oțelul Galați după ce a primit al doilea cartonaș galben din partea arbitrului Viorel Fluieran, pe primul văzându-l în minutul 90+1. Antrenorul astfel primind 2 etape de suspendare din partea Comisiei de Disciplină și Etică a FRF. Adrian Mihalcea a fost suspendat pentru că a protestat la adresa arbitrajului și a văzut 2 cartonașe galbene, primind pe lângă suspendarea de 2 jocuri și o amendă de 210 lei. Iar pentru că a perturbat jocul cu simularea sadele pe margine când s-a trântit după ce s-a pus în fața lui Ionuț Neagu și a încercat să-l împiedice să repună mingea, a primit al doilea cartonaș galben și pentru aceasta a primit încă o amendă de 3.000 de lei. De aceea, Adrian Mihalcea o va executa pe cea mai mare, adică cea de-a doua sancțiune. Denis Rusu până la Camil Victorski. Pase între apărătorii echipei buzoene. Dinco Trebotic trimite greșit, recuperează steliștii. Laurențiu Corbu către Ștefan Drăghici, înapoi către Mădălin Mihescu, Dejan Beța. Din nou Mădălin Mihescu. Intrat și jucătorul buzoian, mingea a ieșit în aut. Intrare periculoasă
a jucătorului Ișvan Fulop de la Gloria Buzău. O pasă excelentă. Kipidliu, Stâncareu, pasă înapoi la margine. Șut al lui Ștefan Pacionel. Destul de moale. Trebotici. Victorski. Fulop. Fault. Repun Buzoenii rapid. Din nou pasează în propria jumătate. Au trecut jumătatea terenului. Recuperează steliștii. David Matei. Hai Matei, hai! Andrei Blejdea. Tatonat de Ștefan Drăghici. Recuperează Ștefan Drăghici pentru moment. Mingea se întoarce la Buzoeni, care au o ocazie importantă, însă intervine excelent Laurențiu Corbu și acordă corner pentru echipa oaspete Gloria Buzău. Centrare în careu, lovitură de cap a capitanului Gloriei Buzău, pe lângă poartă Camil Victorski. Ștefan Drăghici întoarce mingea către Laurențiu Corbu, din nou pas între cei doi, intervine Victorski și obține o lovitură de margine. Ștefan Drăghici a ieșit cu balonul în afara terenului. Îl pune de la margine Gloria Buzău. Intercepție a Stelei și fault. Laurențiu Corbu. Centrare prin spatele porții a lui Zvetanin Ciunciucov. Pasă în adâncime, respinge excelent Dejan Beța. Mădălin Mihăescu
Ștefan Pacionel. Mingea rămâne în margine, în partea stângă. Acum ajunge la centru, la Ștefan Drăghici. Mădălin Mihăescu pasează în apropiere. Laurențiu Corbu. Chipirliu. Mihăescu îl angajează în adâncime pe Ciunciucov, care nu controlează balonul și buzoienii pleacă pe contraatac. Pasă și ocazie importantă pentru Gloria Buzău, respinge excelent Horia Iancu. Ocazie foarte mare pentru buzoieni. A reușit să pareze cu piciorul Horia Iancu. Din nou buzoienii au o ocazie. Horia Iancu este la post și reține cu siguranță. Mădălin Mihăescu înapoi către Horia Iancu. Ștefan Pacionel degajează către Chipirliu, care trimite cu capul mai departe, însă nu se află nimeni în atac. Recuperează excelent steliștii. Ștefan Drăghici. Laurențiu Corbu și gol Steaua! A înscris cu numărul 27 Ștefan Pacionel. Scorul din minutul 44 este 3-1 pentru Steaua București în întâlnirea cu Gloria Buzău. O fază superbă realizată de roșii albaștri, o combinație de efect în fața porții. Partida se prelungește cu un minut. Prima repriză se va prelungi cu minim un minut. Așadar, mai avem mai puțin de un minut din prima repriză a partidei. Steaua București, Gloria Buzău, ultima din sezonul 2022-2023. Al ligii secunde. Steliștii sunt în posesie și arbitru Sorin Vădana pune punct primei reprize. La pauză, Steaua conduce Gloria Buzău cu 3-1. Revenim!
Ne-am întors pe stadionul Steaua din Bulevardul Ghencea, unde în câteva momente se reia partida dintre Steaua București și Gloria Buzău. La pauză, Steaua conduce 3-1 Gloria Buzău. Au înscris Stefan Drăghici, Remus Chipirliu și Ștefan Pacionel pentru Roșii Albaștri, în timp ce pentru Gloria Buzău a înscris Eduardo Feitosa Sampaio. Observăm că avem două schimbări în echipa Steaua București. De asemenea, este 20, Răzvan Gloria și intră 21, Alin Raicu. Au ieșit de pe teren Răzvan Florea și a intrat Alin Raicu. De asemenea, a ieșit Laurențiu Corbu și a intrat cu numărul 11, Adrian Popa, la Steaua. Iar la Gloria Buzău avem trei schimbări. Au ieșit de pe teren jucătorul cu numărul 69, Dragoș Lazar, și a intrat cu numărul 30, Alexandru Șuteu. De asemenea, cu numărul 11, Andrei Blejdea, și a intrat cu numărul 2, Rareș Uțiu, și de asemenea numărul 9, Alexandru Boiciuc, i-a lăsat locul jucătorului cu numărul 91, Valentin Alexandru. La pauză, în celelalte două partide din play-off-ul Ligii a doua, Politehnica Iași o conduce pe Dinamo cu 2-1, în timp ce Oțelul Galați și Unirea Dej se află la egalitate 0-0. Se reia partida cu jucătorul Gloriei Buzău la balon. Rareș Uțiu a trimis mingea spre careul steliștilor, care resping. Adi Popa a intrat în posesia balonului, pasează cu Ștefan Pacionel, mai departe către Stefan Drăghici. Adrian Ilie, Chipirliu, Adrian Ilie, Adi Popa, Ciunciucov, recuperează Buzoienii, Denis Rusu repune, degajează terenul, însă intervine Ștefan Pacionel și acordă out pentru Gloria Buzău. Luptă la centru între jucătorii celor două echipe, steliștii recuperează rapid și construiesc cu fundașii. Dean Beța, Adrian Ilie, Alin Raicu, Horia Iancu, Mădălin Mihăescu, Adrian Ilie urcă în atac, centrează Adi Popa în careu, centrare și 4-1 pentru Steaua București. Am scris de pe Steaua București, golul 4.
Vetelin Ciunciucu. Ciunciucov înscrie în minutul 47 și face meciul mai ușor pentru roșii albaștri în întâlnirea cu Gloria Buzău. Recital Steaua București în ultima întâlnire a sezonului 2022-2023. Au repus de la centru buzoienii, mingea a ajuns din nou la jucătorii roșii albaștri care construiesc în propria jumătate. Adrian Ilie, Chipiliu, Adi Popa, pasă către Stefan Grădiche, centrare și respinge jucătorul Gloriei Buzău în corner. Repunere scurtă, Stefan Grădiche combină cu Adi Popa, centrare și mingea ajunge în brațele lui Denis Rusu. Fault. Dean Beța a faultat. Daniel Vârtej. Pasă pentru Eduardo Sampaio. Recuperează steliștii prin Dean Beța, care trimite către propriul portar Horia Iancu, care la rândul trimite în out. Repun de la marginea buzoienii prin jucătorul cu numărul 2, Rareș Uțiu. Eduardo Sampaio. S-a accidentat un jucător de la Gloria Buzău. Valentin Alexandru se resimte, este ajutat de jucătorii stăriți de Ambeța și Adrian Iliev. Minge de arbitru. Daniel Vârtej către propriul portar Denis Rusu. Daniel Vârtej trimite o diagonală, însă intervine foarte bine Stefan Drăghici. Mădălin Mihăescu către David Matei. Recuperează buzoienii pentru moment. Mingea ajunge în posesia roșii albaștilor. Chipiliu, Adi Popa. Din nou Chipiliu. Schimb de pase cu Adi Popa, care menține mingea în joc și acordă out pentru Gloria Buzău. Rebună de la margine Gloria Buzău. Buzoienii sunt în atac la marginea careului, centrare și mingea iese în out de poartă.
Răzvan Florea este al treilea jucător de la Academia de Fotbal Steaua București care debutează la echipa de seniori în acest sezon. Academia de Fotbal Steaua București produce jucători talentați și foarte buni. În acest sezon, trei jucători de la Academie și-au făcut debutul la echipa de seniori care evoluează în Liga a doua. După David Matei de la Under 17 și Alin Raicu de la echipa Under 19, astăzi a fost rândul lui Răzvan Florea de la echipa Under 17 să debuteze într-un meci oficial pentru formația de seniori a Stelei. Și nu oricum, Răzvan a fost introdus titular de către Daniel Oprița în partida de azi cu Gloria Buzău. Trebuie amintit faptul că Steaua București are o generație de excepție. La categoria de vârstă Under 17, Steaua București joacă atât finala Cupei Elitelor, cât și finala Ligii Elitelor. Astfel, joi, 25 mai, de la ora 17 la Mogoșoaia, în finala Cupei Elitelor Under 17, formația pregătită de către Cătălin Dănilescu, Sorin Călinescu și Vlăduț Lacatoș, va întâlni pe AFC Cixereda Miercurea Ciuc. Pentru peste 4 zile mai târziu, pe 29 mai, de la ora 11, tot la Mogoșoaia, în finala Ligii Elitelor Under 11, Steaua București va întâlni FC Universitatea Cluj. Ne întoarcem la joc. Buzoienii sunt în posesia balonului, combină cu propriul portar, Denis Rusu, până la Daniel Vârtej. Mai departe către Eduardo Sampaio, Ișvan Fulop, Camil Victorski. Centrare și resping steliștii. Ocazie pentru buzoieni, însă apărătorii steliști sunt pe fază și interceptează balonul. Ciunciucov se descurcă până acum foarte bine în duelul cu cei doi buzoieni. Un tackling al jucătorului cu numărul 23 de la echipa oaspete, Dinko Trebotic. Dean Beța. Mădălin Mihăescu. Stefan Drăghici. David Matei. Dean Beța. Chipirliu pasă în adâncime foarte frumos pentru Adrian Ilie, care centrează și este faultat. Cartonaș galben pentru jucătorul buzoian. Daniel Vârtej. Lovitură liberă pentru Steaua în partea stângă, în direcția de atac. În marginea careului se află Adrian Popa. Să vedem dacă va centra în careu sau va da o pasă la margine. Așteaptă în apropiere Adrian Ilie. Direct pe poartă și ocazie importantă pentru Steaua. Se pare că a fost offside. Da. Repune Denis Rusu pentru Gloria Buzău.
foarte bine, respinge Adrian Ilie în afara tereului, repun repede buzoienii. Lovitură liberă de această dată pentru buzoieni din apropierea careului stelist. Lângă balon se află brazilianul Eduardo Feitosa Sampaio, autorul golului pentru echipa oaspete. Zid dintr-un singur jucător. Centrează brazilianul, resping steliștii. Adi Popa este deposedat de balon și Steaua oferă un corner echipei Gloria Buzău, care repune rapid mingea în joc, centrează și mingea este lovită cu capul pe lângă poartă. Oria Iancu aproape către Dejan Beța, care degajează până la centrul terenului, unde Adi Popa controlează balonul. Ștefan Drăghici pasă înapoi către fundașii noștri, care combină lejer cu Piliu, cu Ciunciucov. Intervine foarte bine Adrian Ilie. Centrare Adrian Ilie și șut apărat de portarul Gloriei Buzău. Alin Raicu a șutat moale. Denis Rusu a avut o misiune ușoară în a parcă. Buzăul în atac. Se întoarce mingea în terenul lor. Construiesc în partea stângă acum. Centrare și ocazie importantă pentru Gloria Buzău. A scos foarte bine Horia Iancu. Ocazie importantă pentru buzăeni. A fost foarte aproape Valentin Alexandru, însă a greșit ținta. Din nou schimbare la Gloria Buzău. Este cu numărul 24 Ișvan Fulo și intră cu numărul 46 Joseph Godwin. Pe banca de rezerve a oaspeților se mai află portarul cu numărul 13 Dragoș Oreboiu, numărul 63 jucător de câmp Cristi Marcu, cu numărul 25 Bogdan Oteliță, cu numărul 20 Marian Ivan și cu numărul 27 Bogdan Brâncoveanu. Iar la Steaua, pe banca de rezerve, portar este cu numărul 12 Ianis Pletea și jucătorii de câmp cu numărul 5 Doru Calestru,
99, Atanas Strică și numărul 18, Justin Răducan. Și numărul 42, Cristian Balgiu. Se pregătește încă o schimbare la roșii albaștri. Justin Răducan așteaptă, însă între timp buzoienii înscriu și reduc din handicap pe tabelă. În acest moment scorul este 4-2. David Matei. Și 18, Justin Răducan. Iese la Steaua David Matei, jucătorul cu numărul 76 și, cum am spus, a intrat pe teren numărul 18, Justin Răducan. Am scris pentru Gloria Buzău, proaspătul intrat la 26, Joseph Godwin. Stea 4, Gloria Buzău 2. Joseph Godwin a reușit pentru buzoeni să reducă din handicap. Steaua reia construcția. Chipirliu cu Ciunciucov. Intervine Daniel Vârtej. Din nou Ciunciucov contrat de jucătorul buzoian Adrian Ilie. Dean Beța, Madalin Mihăescu, Ștefan Pacionel, Ștefan Drăghici. Fault la Ștefan Pacionel. Stop foarte frumos reușit de Chipirliu și fault destul de dur la Adrian Ilie. O viitoră liberă pentru formația gazdă Steaua București. Se pregătește să execute Adrian Popa, care a luat balonul. Și să vedem dacă va șuta din nou direct spre poartă sau va centra. Adi Popa de data asta a încercat o centrare respinsă în corner de Busoieni. Repune de la colțul terenului Adi Popa. În apropiere către Dean Beța, care centrează și prinde sigur pe el Denis Rusu. Faul la portar. Încercarea acestuia de a repune rapid mingea în joc. Godwin în fața unui nou gol, foarte bine a intervenit Horia Iancu.
Popescu degajează până la centrul terenului. Adi Popa repune în apropiere. Ciumciucov este contrat și mingea ajunge la Buzoeni, care se apropie de careul advers. Centrare și Godwin se arată din ce în ce mai periculos. Pe lângă poartă, lovitura sa cu capul. Repunere din 6 metri a lui Horia Iancu. Degajează. Mingea se plimbă dintr-un teren în altul. Jocul este fragmentat. Ștefan Drăghici. Ștefan Pacionel. Fault la marginea careului. Stelist, lovitură periculoasă pentru Gloria Buzău. A luat balonul Valentin Alexandru. Se pare că el va executa, deși acolo se mai află alți 3 jucători. Dinco Trebotici. Răzvan Greu. Și Eduardo Sampaio. Exact cum anticipam, Valentin Alexandru a luat balonul. Zid făcut de Steaua. Sunt câteva discuții între arbitru și jucătorii steliști. Se pare că jucătorul buzoian îi obstrucționează. Șut! Și scoate foarte bine Horia Iancu în corner. Din nou schimbare la Steaua București. Iese de pe teren Remus Chipirliu. Iese cu Pietru Stelei, numărul 77, Bogdan Chipirliu. A scris și astăzi Cristian Marciu. Intră în echipa Steaua București cu numărul 42, Cristian Balgiu. Lovitură de colț pentru Gloria Buzău.
centrare și foarte aproape capitanul echipei oaspete, Camil Victorski, să trimită periculos. Nu și-a reglat ținta și a dat peste poartă mingea cu capul. Horia Iancu degajează. Este împins jucătorul Stelei la centru. Așadar Steaua intră în posesia balonului. Repunere scurtă. Adrian Ilie. Din nou același Adrian Ilie. Ciunciucov scoate o lovitură de margine. Pacionel mai departe către Drăghici. Centrare bună. Arbitrul nu este de aceeași părere cu jucătorii steliși care cereau o lovitură de colț. Acesta a arătat repunere din 6 metri. Din nou Ciunciucov se interpune și trimite balonul în aut. Godwin, un jucător masiv, puternic, care câștigă lejer duelurile. Se pare că l-a accidentat pe Dejan Beța, care se resimte, a rămas culcat pe gazon. Arbitru permite echipei medicale să intre, să-i acorde asistență lui Dejan Beța, nemulțumit că nu s-a acordat fault. Din minutul 60, în partida Politehnica Iași Dinamo, scorul este 3-1, iar la Oțelul cu Unirea Dej, scorul a rămas ca la pauză 0-0. Aici suntem în minutul 77 și pe tabelă este 4-2 pentru Steaua în întâlnirea cu Gloria Buzău. Steliștii pasează foarte frumos în jumătatea adversă. Mingea ajunge la Mihăiescu, Dejan Beța. Intervine foarte bine Ștefan Pacionel. Atenție, Godwin pasă în adâncime și excelent. Beța. Adi Popa în partea stângă, a încercat o pasă pentru Ciunciucov, nereușită, a intervenit jucătorul buzoian.
Fallout la Harare și Uțiu. Se pregătește o nouă schimbare la echipa oaspete, Gloria Buzău. Pe margine este jucătorul cu numărul 20, Marian Ivan. Să vedem cine va ieși de la Buzoeni. Nu mai prinde balonul și în acest moment se face schimbarea. Ultima schimbare la Gloria Buzău. Este jucătorul cu numărul 80, Răzvan Greu. A ieșit cu numărul 80, Răzvan Greu. Și a intrat cu numărul 20, Marian Ivan. De Ambeța, Adrian Ilie, un tackling nereușit. Șuțiu, Daniel Vârtej, Camil Victorski. Ocazie importantă pentru Buzoeni, au fost aproape de careul steliștilor, însă nu au gestionat bine balonul și astfel reconstruiesc atacul. Vârtej, șut pe lângă poartă. Degajare până la centrul terenului. Adrian Ilie, Ciunciucov, Mădălin Mihăescu, Cristian Balgiu, din nou Mădălin Mihăescu, diagonală spre Ciunciucov, care are o ocazie importantă pentru Steaua, din păcate nu controlează balonul. Foarte aproape de intercepție de Ambeța, însă Godwin este foarte puternic și reintră în posesia balonului. Foul pentru Buzău. Godwin, Vârtej, pasă greșită, Zvan Paciunel a interceptat balonul.
Adipopa pasă către shoot parat de Denis Rusu. Raicu către Ciunciucov, ajută și Dean Beța, Cristian Valgiu, Adrian Ilie, Alin Raicu, din nou Ilie către Dean Beța și acum Mădălin Mihăescu pasează în centru. Drăghici, Mihăescu, Beța, Adrian Ilie, Adipopa pasă la portar. Horia Iancu, oferă balonul steliștilor în atac. Ștefan Pacionel calmează jocul. Drăghici trimite intenționat în aut pentru că a văzut un jucător stelist care se resimțea și a revenit. Adrian Ilie, care acum primește balonul și pasează lui Alin Raicu, Popa, Ilie, din nou Popa, care nu reușește să primească balonul. Dălu Mihăescu, sigur pe el, până la Horia Iancu, Beța, Ilie, Pacionel, Adi Ilie, Victorski, Sampaio, Drăghici se luptă pentru balon și îl câștigă cu prețul unui fault. Adipopa, Ștefan Pacionel, Ștefan Drăghici. În margine la Ciunciucov. Combină frumos steliștii. În propria jumătate, Mihăescu, Drăghici, Pacionel. Pressing făcut de Popa și Ciunciucov. Buzoienii pleacă pe atac. Au ajuns în marginea careului stelist, acolo unde intervine foarte bine Cristian Balgiu.
Noua Dipopa la centru. Au recuperat balonul Muzoenii, care pasează în marginea careului Stelist. O centrare peste poarta apărată de Horia Iancu. Alin Raicu controlează balonul, pasează înapoi până la Adrian Ilie, care combină în apropiere cu Dejan Beța. Ciunciucov. În curând intrăm în ultimul minut al partidei. Steaua București, Gloria Buzău, 4-2. Recuperează foarte bine Pacionel, este faultat. Pasă în diagonale către Ciunciucov. Ciunciucov îl așteaptă pe Adrian Ilie. Foarte bună pasa, sau cel puțin încercarea lui Alin Raicu printre apărătorii buzoieni. Partida se prelungește cu 3 minute. Ștefan Drăghici către Adi Popa. Ștefan Pacionel. Pacionel în spate către Dejan Beța. Adrian Ilie. Ciunciucov. Schimb de pase cu Adrian Ilie. Raicu. Balgiu. Popa. Ciunciucov intră în careul Gloriei Buzău. Faultă în atac. Steliștii așteaptă finalul partidei compuină în propria jumătate. Mădălin Mihăescu degajează Buzoenii, mai încearcă un atac, obțin o lovitură de margine, repune Rareș Uțiu. Faul pentru Gloria Buzău.
se pregătește să execute Eduardo Feitoza Sampaio. Centrare în careu. Și ocazie importantă. A fost ultima fază a meciului. Godwin a fost aproape, însă portarul Horia Iancu și-a făcut datoria și a prins balonul. Acesta a fost meciul de astăzi. Steaua București, Gloria Buzău, scor final 4-2. Au înscris pentru Steaua Ștefan Drăghici, Daniele, mulțumim, Daniele! Remus Chipirliu, Ștefan Pacionel. Iar pentru oaspeți au înscris Eduardo Sampaio și Joseph Godwin. Aceasta a fost partida de pe stadionul Steaua din Bulevardul Ghencea, ultima a acestui sezon 2022-2023 în Liga a doua. Vă mulțumim! Rămâneți pe Steaua TV. La revedere! Suntem la marginea terenului, alături de antrenorul Daniel Oprița. Daniel, în Steaua încheie sezonul cu o victorie 4-2. Ce ar fi de spus după acest joc cu Gloria Buzău? Bună ziua! Ce să zic, îi felicit pe băieți pentru felul în care au abordat această partidă, chiar dacă nu mai avea miză din punct de vedere al clasamentului. Bine că până la urmă am ieșit așa cu capul sus, după ultimele meciuri în care nu am avut prestațiile pe care ne le-am fi dorit. Astăzi ultima impresie contează, a făcut spectacol pentru publicul care a venit. Le mulțumim celor care ne-au susținut, suporterilor care au fost alături de noi și mai departe sperăm să avem parte de lucruri bune. Care ar fi concluziile acestui sezon? Ce te-a mulțumit și ce te-a nemulțumit? Păi, au fost și momente mai puțin bune în care, normal, când sunt nemulțumit de jocurile pe care le-am pierdut, de asta, de unele meciuri în care puteam să facem mai mult, dar așa cu bune și cu rele ne-am îndeplinit obiectivul, băieții aceștia, an de an, ceea ce ne-am propus și ce ni s-a trasat am reușit să facem, așa că nu pot decât să le mulțumesc tuturor jucătorilor și să-i felicit pentru tot și să spun că sunt mândru de ei pentru realizările pe care le-au avut. Ce urmează? Știu că în sezonul viitor vei avea mână liberă să faci un nou lot care să obțină rezultate și mai bune pentru Steaua. Da, nu știu cum ai auzit sau ne-auzit, nu știu, vom vedea mai departe ce va fi, ce obiectiv vom avea în sezonul următor și după aceea o să vorbim și de lot, pentru că nu e ușor să-ți faci un lot, nu e ușor. Sunt mulți jucători care se termină contractele, nu o să fie ușor să aduci 15 jucători să faci un lot competitiv, dar sper să găsesc soluții, lucrez să facem o echipă bună și vom vedea. Un cuvânt la final pentru suporteri? Ce să spun, să fie răbdători și în continuare alături de noi, cum au fost până acum, a fost al 12-lea jucător, ne-au susținut, le mulțumim pentru tot ce au făcut pentru această echipă și în deplasare la mulți kilometri de casă, au fost întotdeauna cu noi și au fost la înălțime. Îți mulțumesc și vă felicit pentru acest sezon. Mulțumesc și eu. În continuare îl avem alături de noi pe Răzvan Florea, un jucător care a debutat azi la echipa de seniori. Răzvan, felicitări! Cum te-ai simțit azi? Bună ziua! M-am simțit foarte bine că am adus cele 3 puncte în Ghencea și îi mulțumesc domnului Daniel că a avut încredere în mine să mă bage titular. Ce înseamnă pentru tine la nici 17 ani împlinit să joci în echipa de seniori a Stelei? A fost o surpriză plăcută că am fost titular și am putut să debutez pe Ghencea. Mă simt foarte bine și sper la cât mai multe meciuri și la cât mai multe goluri pentru asta. Când ai aflat că o să fii titular? Fix înainte de meci. Domnul Daniel nu a spus lotul, am fost puțin emoționat când am aflat, dar am lăsat emoțiile deoparte și am dat cei mai buni pe teren.
urmează pentru tine și pentru colegii tăi de la Under 17, două meciuri extrem de importante în zilele ce urmează. Joi vei juca finala Cupei Elitelor și după aceea lunea cealaltă să jucați finala campionatului. Puteți face dubla, la ce să ne așteptăm de la voi? Să sperăm că putem să facem tripla, că o să existe și Supercupa și sper să aducem cupele în Ghencea și noi dăm tot ce e mai bun. Îți mulțumesc și îți doresc mult succes atât la echipa Under 17 cât și la seniori în sezonul viitor. Mulțumesc frumos, este o onoare să port tricoul Stelei. Mulțumesc. Atât de la stadionul Steaua în această după-amiază. Steaua încheie cu victorie 4-2 cu Gloria Buzău. La revedere!